La Colectiv, oamenii ardeau de viu pentru că și s-au infectat instantaneu. Erau puși pe paturi de sârmă, pe paturi obișnuite de spital. Nu credeam că el va muri. Și când să-l scoată pe tata, nu l-au mai scos. Să nu intrăm în NATO, că ne pierdem neutralitatea. Păi cui pasă? Iarăși ajung la asta. Cui pasă de neutralitatea noastră? Putin pe TikTok. Kadyrov. Lui Putin i-ar veni mănușă. Ca în Moldova acum să existe destabilizare. Vezi că ei tremură, stau și se uită. Nu trebuie telefonul să stau să mă uit pe TikTok. Trebuie să am o succesiune. Dacă este stopată toată propaganda, TV-uri... Noi, moldovenii, băștinașii acestei țări, le-am permis să își facă de cap. Rușii au cam făcut ce au vrut. Toți din Republica Moldova trebuie să cunoască limba română la nivel de comunicare. De război, majoritatea moldovenilor de anul nou se uită la Putin. Raiul pe pământ. Dacă cădea Ucraina, noi cădeam a doua, următoarea zi, Ruski Mir. Da. Au băgat-o ei. Da, era pâinea de 13 copeici. Dar cât de des o puteai găsi? Petru, tu ești elev în Chișinău, ai 15 ani. Da, sunt în clasa 9. Ce te atrage astăzi pe tine la școală? Cu asta încetăm. Cu ce m-ar atrage astăzi la școală? Pe astăzi la școală, în primul rând, m-ar atrage materiile și activitățile de care sunt interesat. În general, asta este ceva normal la toată lumea. Este atras mai mult de ceea ce îl interesează, iar pe mine cel mai mult mă interesează la școală orele de istorie, geografie, de limba română, în general materiile de tip uman. Te duci astăzi cu tragere de inimă la școală sau mai degrabă din obligație? Când și cum, adică deja ne-am obișnuit fiecare să mergem în fiecare zi la școală, este o rutină deja bine stabilită și bine implementată, dar mare plăcere pot să zic că nu, pentru că avem o grămadă de materii și o grămadă de momente ale școlii care nu prea ne aduc satisfacție nouă. Ce ar trebui să fie schimbat la nivel de curriculă pentru a fi școala mai atractivă? Pentru că știm, generația de astăzi se confruntă cu un chin când se duce la școală. Păi problemele școlii ar fi, cum să zic, nenumărate. Adică nici nu știi de unde să le începi și cum să le rezolvi. În general, ar trebui să avem o reformă a educației mult mai bine implementată și mult mai bine gândită. Adică nu luată un pic așa pe la suprafață, rezolvăm una alta, mai punem niște camere în sala de examen sau ceva minor. Adică curicula școlară ar trebui luată complet și reformată cu ajutorul psihologilor, cu ajutorul specialiștilor în domeniu, pentru că școala are multe hibe. De exemplu, școala de la noi merge pe principiul acesta sovietic, toți ca unul. Ceea ce nu este ceva rău, dar cum fiecare dintre noi este diferit, multe materii ar aduce o stare de neplăcere cuiva și o stare de satisfacție altcuiva și viceversa. Adică nu poți să împaci pe toți cu aceeași curriculă, cu aceleași materii predate în același mod. Da, însă și poate și modul în care aceste materii sunt predate ține foarte mult de profesor. Cât de atras este un elev de această materie, adică dacă există un profesor bun la o materie care poate nu este atât de plăcută sau care poate nu poate oferi o asemenea satisfacție precum alta, păi cel puțin unele din probleme sunt deja rezolvate. Asta este și marea problemă de la noi, lipsa de cadre, atât în domeniul școlar, medical, cât și în alte domenii unde sunt nevoie de muncitori calificați. Cât ar trebui să aibă pe lună un profesor ca să vină cu tragere de inimă la școală, să nu vină pentru că altceva nu are cu ce se ocupa și în loc să meargă peste hotare, mai stă acasă până cresc copiii? Recent am avut o discuție cu un profesor din școala mea referitor la salariul pe care are un profesor, iar toată clasa am fost pur și simplu șocați, pentru că acesta este într-adevăr foarte mic. Adică astăzi, luând în vedere inflația și greutățile zilei de azi, păi salariul acesta este net insuficient. Cât este? Variază, adică depinde deja de ce grad de profesor ai și câți ani activezi deja în acest domeniu. Dar cel puțin eu consider că un salariu de profesor ar trebui să fie minim 20.000 de lei ca profesorul cât de cât să-și poată să-și permite să existe. Dar tinerii, colegii tăi, ce spun? Cu ce probleme se confruntă generația de astăzi? Îi vedem mai mult stând pe telefon la ore. Ce îi plictisesc? În general, dacă ne referim, vorbim acum strict de generația aceasta, generația mea, generația tinerilor de vârsta mea, păi hai să spunem că viața, mediul online a influențat foarte mult interesul lor și interesele lor. Adică, mai ales aplicațiile acestea noi de tip TikTok, unde imaginile și totul are loc foarte rapid, în general, viața pe internet are loc într-un ritm foarte rapid, păi tinerii se obișnuiesc ca totul să se schimbe foarte repede, să dea scroll la viață. Așa și cu materiile, adică materia are 45 de minute. Ei sunt obișnuiți să se uite la TikTok-uri de 4-5 secunde și să le schimbe, să existe mereu această tranziție, acest efect de film, să-i spunem așa. Păi evident că lecția îl va plictisi pe dânsul dacă el este obișnuit cu totul altceva. Câteva secunde. Cu câteva secunde, da, să există o tranziție. Așa, lecțiile dacă lecțiile ar fi ca TikTok-urile, poate ar fi mai interesante, dar nu ar putea funcționa. Fiindcă ai spus acum despre TikTok, astăzi această rețea e acaparată în totalitate pe tineri. Acolo mai nou apare și dezinformarea, apare și propaganda. Apar chiar și formatorii de opinie care astăzi muncesc special pentru a băga propagandă în capul tinerilor și nu doar. Pentru că și cei maturi trec treptați pe TikTok. Pe TikTok, da, este, hai să spunem, rețeaua viitorului. Adică nu știm cât va mai ține și asta, pentru că nu o să țină atât de mult. La un moment dat și ea va fi succedată de ceva. Dar dacă luăm cât de profunde au fost aceste, cât de în profunzime luau totul și luau viața aceste aplicații de socializare, Facebook, Instagram, după aia TikTok, ei nu știu ce ar putea fi mai puțin profund, mai superficial decât TikTok-ul. Dar cu formatorii de opinie, da, într-adevăr este o problemă, pentru că au apărut mai nou și susținători ai Rusiei, chiar din rândul tinerilor care își dau cu părerea pe TikTok. În general, persoanele care au o influență, de oricare ar fi ea, o persoană populară, poate să dăuneze foarte mult în acest sens dacă începe să formuleze niște opinii nu prea sănătoase. Dar da, este o problemă aici, într-adevăr, pentru că prinde la lume, mai ales dacă pe această se viralizează. Rapid, da. Chiar și același Kadyrov, el e foarte activ pe aplicația asta, iar videoclipurile lui ajung destul de populare. Chiar dacă unele persoane poate nu sunt atât de, hai să spunem, în temă cu ideile lui sau cu idealurile extremiste pe care le promovează, încep să se uite la el și să-l privească dintr-o altă față. Că vezi, omul ăsta nu e chiar tiran. Adică, folosește TikTok-ul, ceea ce înseamnă că e de-a lor. E într-un fel de-a nostru, da. Deci, încep să-l privească dintr-o altă parte și încep să se uite altfel la tot ce se întâmplă, la tot ce se întâmplă în lume. Da, fix așa ar putea să treacă și Putin pe TikTok. Cum a apărut recent și Ilan Șor. Ilan Șor pe TikTok. Ilan Șor ca Ilan Șor, dar dacă Putin ar apărea pe TikTok, păi cred că ar avea o explozie bruscă de imagine. Da, asta ar într-adevăr poate să-i aducă și ceva negativ, pentru că Putin se pronunță într-un fel ca acel salvator al Rusiei vechi, al Rusiei conservatoare. Și poate acel electorat, hai să spunem, pe care se bazează el, adică oamenii care au mai mult, să zicem, de 30, 40, 50 de ani, l-ar privi dintr-o lumină mai proastă. Dar poate ar avea o creștere de imagine în rândul tinerilor, atât din Rusia cât și din alte țări. Pentru că, să folosesc acum o frază citată din discursul unei persoane care folosește TikTok-ul, îmi apare pe TikTok Putin, Kadyrov și mulți alții și alți formatori de opinie. Tinerii au cunoștințele necesare să facă această diferențiere dintre ce este util și inutil pe TikTok și pe alte rețele? Aș spune că nu. Adică tinerii deja s-au obișnuit ca ei să se uite la ce le este lor mai interesant, în general așa și funcționează aceste aplicații, adică încetul începe să îți dea în recomandate mai mult lucrurile de care vede aplicația că tu ești interesat. Dar apar acolo o grămadă de informații inutile care căptușează mintea și cum s-ar spune, nu mai face loc la ce e bun, la o informație mai utilă, la o informație mai profundă, la o informație mai intelectuală, să zic așa. Adică tinerii au început să-și piardă vremea și răbdarea, pentru că tinerii din ziua de astăzi nu mai beneficiază de acest, să-i zic, răbdare, adică nu mai pot, efectiv, nu rezistă să se uite la, să zicem, un video sau la un documentar, poate, la absolut orice, la ceva, să ia ceva mai în profunzime. Adică au ajuns la un asemenea grad de superficialitate încât totul este așa, deasupra, exact ca TikTok-ul. Exact ca toate aceste filmulețe utile, inutile, care li se perindează zilnic în față. Iar un tânăr din ziua de astăzi poate să ajungă să stea la 7, 8, 10 ore, chiar toată ziua pe această aplicație, iar la final, dacă îl vei întreba, ce ai reținut? Nimic. Este pur și simplu, creierul nostru nu poate să asimileze atât de multe informații care se rapid, dar care se succede atât de repede. Și cum îi reîntoarcem la carte? Cum îi reîntoarcem la carte? Este greu de spus, pentru că obișnuința se capătă foarte, foarte repede. În general, asta este o abilitate a omului de a se adapta și a se mula pe un model foarte repede. În sensul că dacă începi să petreci timp mult pe o astfel de aplicație, păi tu deja te vei obișnui foarte mult cu ea. Va deveni un fel de ritm, stil de viață și apoi un ritm de viață. Astfel încât tu după ești zombat. Poate e un pic deplasat această comparație, dar nu vei mai fi ca înainte, nu vei mai putea să te concentrezi ca înainte, nu vei mai putea să te uiți la altceva înainte, nu vei mai putea analiza ca înainte, formula o opinie ca înainte. Pentru că este de-a dreptul o explozie. Noi, ca oameni, am evoluat să fim cu totul altfel. Internetul a schimbat totul radical. Iar astfel de aplicații ne pot arăta că nu neapărat într-o direcție bună. Poate voi fi criticat pentru sunt și poziții pozitive și negative din tot acest internet. Nu zic, sunt lucruri foarte pozitive, dar poate voi fi criticat pentru cele spuse acum, dar TikTok-ul cumva le-a dus prea departe. Pentru că urmează o generație de tineri care nu vor mai fi capabili să trăiască fără ei. Vezi că ei tremură, stau și se uită. Nu trebuie telefonul să stau să mă uit pe TikTok. Trebuie să am o succesiune rapidă a imaginii, că altfel gata, nu mai pot. E ca cu dependenții de țigări, care zice că mă arde plămânul, trebuie să fumez o țigară. Da, am văzut undeva o situație când un copil stătea într-o mașină sau într-un troleibuz de câțiva ani. Da, și mama i-a luat telefonul din mână, el dădea pe TikTok. I-a luat telefonul din mână și îi spune, uite niște animale pe fereastră. Și el se uită și dă scroll pe geam. Și nu se mișcă nimic și își ia telefonul mai departe. Pentru că s-a plictisit, a văzut că nu se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Pentru o astfel de generație trebuie să se întâmple totul mult mai repede. Iar noi vedem cum chestiile astea se întâmplă de la vârste mult mai fragede, adică cel puțin tinerii din generația mea, când eram noi foarte mici, nu era atât de mediatizat încă telefoanele acestea mobile, dar pentru cei născuți deja, să zicem, după 2010-2015, păi este jale cum îi vedeai pe copiii mici puși la masă, cu telefonul în față, pentru ei neexistând o altfel de realitate. Telefonul devenind cumva o nouă realitate. Tot ce se întâmplă pe acel mic ecran este limita orizontului său. Iar mai departe nu se poate duce. Iar aplicația TikTok pentru copiii mici, cel puțin cum o văd eu și văd cum se manifestă, păi extrem de nefast. Acel copil devine practic autist într-un an, doi. Dacă i-ai pus de la 2-3 ani telefonul în față, păi el se limitează într-un asemenea hal încât devine autist. De unde se informează tinerii de astăzi? Doar din TikTok sau mai sunt și alte surse? Desigur, am cam radicalizat noi chestia asta și am dat prea mult hate TikTok-ului, dar pe TikTok apar foarte multe știri. Și bune, unele. Știri și bune și rele, dar chiar și bune, chiar și rele, ele pe TikTok sunt luate exact ca și orice alt videoclip. Știrea scrie: Rusia a atacat Ucraina, sau poate să fie scris invers. Ucraina a atacat Rusia. Pentru un tânăr care nu va intra în domeniu și doar se va uita la ce va scrie crede strict acolo, Ucraina a atacat Rusia, ok. Adică, și după aia poate să vadă o declarație a lui Putin, sau că mai apar pe TikTok, trebuie să recunoaștem asemenea chestii. Noi ne apărăm de regimul criminal de la Kiev care atacă pe oamenii nevinovați din Donetsk. Și pentru că lui a apărut acel fake news mai devreme, el gata, este convins că așa s-a întâmplat. Pentru că TikTok-ul nu intră în profunzime, știrile pe TikTok sunt așa, și bune și rele. Da, e bine că ele apar și că TikTok-ul poate să devină și o platformă de informare pentru tineri, dar modul cum ele sunt luate atât de superficial și pe la suprafață este nu prea bun. Dacă totuși această aplicație prinde atât de repede în rândul tinerilor, iar tinerii trebuie să fie cumva, să nu fie scăpați de sub control, eu cred că este timpul ca și oamenii profesioniști, chiar și jurnaliștii, să treacă treptat și pe TikTok, pentru că altfel pierzi tot viitorul unei țări. Pierzi tot viitorul unei țări, doar că, din păcate, un profesionist, un jurnalist nu poate crea același lucru ce l-ar crea, să zicem, pe YouTube sau pe Instagram sau pe altă platformă, pe Google, să-l formeze pe TikTok. Adică poate să filmeze videoclipuri scurte, dar iarăși e foarte la suprafață. Iar dacă o persoană începe să vadă toate aceste lucruri la suprafață, practic nu s-a aprofundat în ceea ce a vrut să spună jurnalistul. Adică pentru un profesionist care chiar vrea să arate un subiect mai larg, TikTok-ul este, din păcate, greu de folosit în acest caz. Adică cel puțin eu, dacă aș vrea să creez un documentar, să zicem, despre o clădire istorică sau despre un artefact din muzeul meu, păi cele 12 secunde sau cât era, 7 secunde pentru un TikTok maxim. Nu l-ar privi nimeni. Nu l-ar mai privi nimeni. Sau dacă aș face mai multe în linie, evident că nimeni nu s-ar mai uita la ele, pentru că lumea este deja învățată, cum am mai spus, să ia totul mult prea la suprafață. Cât de interesați sunt tinerii de ceea ce se întâmplă astăzi în țară și peste hotare? Din experiențe personale, pentru că eu comunic foarte mult cu tinerii care sunt cumva din grupul meu de interes, care am interese comune, n-aș spune că nu se interesează deloc. Dar mai sunt și alții care nu sunt preocupați de astfel de subiecte. Poate să sune un pic haios din partea mea, ca membru al acestei generații, să zic, dar cumva tinerii au alte interese deja. Alte interese decât cele care au fost pentru alte generații. Adică, dar de fapt chestia asta a fost întotdeauna. Au fost oameni preocupați de istorie, oameni preocupați de politică, oameni care au fost preocupați de cele ce se întâmplă în țară și cei care nu au fost, care s-au fost mai mult de cum se îmbracă, cum arată, de cele mai noi hituri, mode, stiluri. Adică, cumva totuși s-a păstrat această tradiție, dar totuși interesele se mai schimbă de la... Păi și în 2-3 ani acești tineri vor trebui să iasă la vot. Da. Cum își vor da ei votul? Informându-se doar de pe TikTok? Dacă stai așa să te gândești un pic ar fi strașnic, pentru că astfel de tineri pot fi manipulați ușor, pentru că noi am văzut care sunt efectul trollilor pe TikTok, mai ales, ceea ce și spuneam mai devreme, fenomenul de fake news, dar evident, există o mare parte a populației care nu se informează doar de TikTok, mai sunt și tineri care, chiar și tineri care citesc știri, da, care se uită la știri, doar că o chestie care nu e ceva nou și este dintotdeauna, dar influența familiei întotdeauna există. Educația. Educația, da, face foarte mult, iar locul de unde am pornit cumva ne dictează foarte mult viziunile. Adică chiar și eu, majoritatea viziunilor mele în domeniul istoric-politic despre cum se întâmplă totul și ce se întâmplă, coincid cu cele ale familiei mele. Dar sunt familiile rusofone și rusofile, în continuare, probabil urmașii lor vor deveni viitori alegători ai partidelor care susțin Rusia. Chiar și în jurul meu am avut persoane, am cunoscut persoane care repetau tot ce auzeau acasă. Țin minte când în anul 2016, deși eram destul de mic, eram foarte revoltat că a câștigat Igor Dodon. Erau prin clasa mea fenomene că trebuie să facem cumva să îl dăm jos. Erau și tineri care spuneau că Dodon e singurul normal, uite băie, tare de treabă, uite se duce pe la Putin, negociază. Același lucru s-a întâmplat și când a fost cu Maia Sandu. Dacă poate mare parte a societății s-a bucurat, păi au existat părți și chiar aveam cunoscuți care erau foarte revoltați despre chestia asta, care îi aduceau aceleași contraargumente pe care le știm întotdeauna. N-are familie, n-are aia, nu e căsătorită și multe altele. Sau e veșnica problemă cu America. Încă se pronunță în multe familii. Propaganda geopolitică. Da, da, propaganda geopolitică aceasta încă se transmite și la generația viitoare, dar asta este. Este un mers normal al vieții. Este farmecul democrației. Nu poate să mulțumească pe toți. Să zicem că vorbitorii de rusă, în marea parte, sunt supuși propagandei pentru că presa scrisă în limba rusă din Republica Moldova, nu exagerez, cu mici excepții, aproape toată este presă de propagandă. Mai sunt site-uri, da, și unele canale de știri care făceau doar în limba română au început să facă și în limba rusă. Dar oportunitatea lor de a se informa corect totuși este de a învăța engleza sau româna. Faza e că noi în continuare avem o comunitate foarte mare de vorbitori de rusă care, important, cunosc doar limba rusă, pentru că în spirit sovietic populația noastră, noi moldovenii, băștinașii acestei țări, le-am permis să își facă de cap. Cum în Uniunea Sovietică rușii, trebuie să recunoaștem, erau etnia favorizată și erau cumva în prim plan priviți, iar limba rusă era limba de comunicare în Uniunea Sovietică, chiar dacă existau limbile naționale, regionale. Păi chestia asta s-a păstrat, iar rușii au cam făcut ce au vrut. Iar argumentele pe care le auzim noi foarte adesea că nu-mi place limba română sau eu sunt rus de familie, de ce să cunosc limba română, sau pentru vorbitorii de limba rusă, de ce nu se introduce limba de rusă ca a doua limbă de stat și în administrație? De ce să se chinuie dacă ei sunt vorbitori de limba rusă? Stat suveran, există lege, iar legea trebuie să fie lege pentru toți. Toți din Republica Moldova trebuie să cunoască limba română la nivel de comunicare. Iar același lucru este și cu presa. În Monitorul Oficial legile apar doar în limba română, informația oficială apare doar în limba română și este normal că se întâmplă așa. Iar cumva statul ar trebui să facă un efort mai mare și mai hotărât în a școlariza în limba română toată populația țării, astfel încât aceștia să fie mai e în interesul statului până la urmă, ca toți cetățenii să fie mai puțin predispuși, pentru că nu poate să fie complet, cel puțin mai puțin predispuși propagandei care vine din Rusia, care este un stat agresor și un stat terorist recunoscut la nivel internațional. Este evident că presa lor, scrisă în limba lor, va fi așa. Adică este în continuare cumva straniu că majoritatea moldovenilor de anul nou se uită la Putin, cel puțin jumătate din țară, la ora 11, la noi, este cu televizorul pornit pe canalele rusești. Din păcate, din fericire, era să o zic greșit, au fost interzise multe, le-a fost retrasă licența pe o anumită perioadă de timp multor televiziuni de asta de propagandă. A fost o lovitură puternică și foarte benefică, până la urmă, în interesul securității statului. Vorbim despre asta zilele trecute, chiar câteva posturi, între care și holdingul lui Șor, TV6, Șor, TV Primul în Moldova, toate pompau propagandă rusească de război. Dar trebuie să zicem propaganda rusească puțin mascată, adică nu e chiar ceea ce face Solovio. În ultima perioadă. Da, mai dar mult. Așa mai discret. Mai cumva, ascunsă, da. Cum ceea ce face, de exemplu, AUR în România. Da. Tu cum crezi? Vezi că sunt reacții din partea celor care lucrau în presa lui Șor. Am văzut. Precum că se interzice dreptul la libera exprimare, la... Dar cum facem cu dreptul la informarea corectă? Trebuie să facem o diferență și să lămurim o chestie foarte clară. Dreptul la liberă exprimare nu înseamnă instigare la ură, propagandă, mesaje de instigare la ură și dezbinare, învrăjbire. Până la urmă, asta este ceea ce fac ei. Ei induc la învrăjbirea populației până la urmă. Ei cheamă la agresiune, este o instigare la ură, ceea ce făceau în mare parte aceste televiziuni. Aceste proteste care le fac Șor, asta nu mai este exprimarea voinței poporului, pentru că acești oameni, după cum știm, sunt plătiți, sunt aduși organizat, iar noi nu știm foarte clar cum aceștia sunt convinși să vină la aceste proteste, pentru că... Cu bani. Cu bani, dar mai de bună voie sau mai de puțină voie, sau mai puțin de bună voie, păi asta de mult, nu mai este trecută o limită. Până la urmă, securitatea statului este în prim plan. Iar cumva învrăjbirea pe care o făceau aceste televiziuni și-o cam meritau, am putea spune. Meritau să fie... Meritau, desigur, să fie, pentru că atâta timp cât tu instigi la ură, tu ai încălcat libertatea și dreptul la securitate cumva a tuturor cetățenilor țării. Adică dacă tu chemi oameni la răscoală, iar această răscoală este o răscoală împotriva statului, împotriva unui guvern ales democratic, în primul rând, tu prin această răscoală manifestezi niște interese străine, niște interese străine meschine, foarte important să spunem. Este vorba despre interesul Rusiei, despre interesul lui Putin, interesul de a închina țara, pentru că asta este și o trădare de patrie ceea ce face Șor și omuleții lui. Până la urmă, este o infracțiune foarte gravă și asta ar trebui identificată, iar toate persoanele responsabile ar trebui arestate și sancționate foarte dur, pentru că este deja un pic prea mult ce au făcut ele. Dar cum se explică acest fenomen al cumpărării protestatarilor? Fenomenul cumpărării protestatarilor. Asta este o strategie mai veche decât lumea, adică folosirea banilor în interesul murdar al unor politicieni. Primul rând trebuie să o lămurim. Ăștia nu sunt doar banii lui Șor furați și din afaceri ilegale. Ăștia sunt bani de la ruși. Lui Putin i-ar veni mănușă ca în Moldova acum să existe destabilizare, să existe o criză politică, guvernul la Chișinău să fie slăbit, să nu poată negocia cu Gazprom și cu Rusia de pe poziții un pic mai ferme, vor complet să-l pună la pământ. Să-l pună la pământ, să-l zguduie cu totul, să zguduie tot ce a mai rămas liber în țara asta. Iar câștigarea Moldovei în zona lor de interes, păi ar fi foarte bună, pentru că în Moldova se pompează foarte mulți bani europeni. Moldova poate deveni un pilon de... Uniunea Europeană poate să-și pună aici un picior înspre est, un fel de avampost înaintea Rusiei, ceea ce ar fi destul de bine. O barieră. O barieră, cumva o zonă de protecție, unde să se investească banii, oamenii să o ducă mai bine, nu se mai duc înspre Rusia, iar pentru Putin, care am văzut că joacă cumva foarte mult pe orgoliu, toată chestia asta ar fi o lovitură personală. Cumva pierderea Moldovei din zona sa de influență. Cum a fost și în 91, când au zis, ieșiți din Uniunea Sovietică. Vreți cu România? Vreți cu România? Nu mai vreți cu noi? Vă lăsăm un picior, vă lăsăm un spin în coasta țării să vă otrăvească mult și bine. Așa ne-am pomenit noi cu o Transnistrie frumoasă și cu armata 14 aici. Iar asta este la fel. Este o chestie bazată pe mândrie, o chestie bazată pe orgoliu. Nu pierde Moldova din zona noastră de influență. Și a găsit niște idioți utili, ca Șor și alții, care de o parte le convine că ei au aici o poziție, au aici o oarecare influență. E fraza aia veșnică că Șor și a furat și a făcut, care, din păcate, prinde nu la puțin din țara noastră. Păi îi merge bine lui Putin, el dă bani, Șor execută, un foarte bun executant cu o reputație stranie, dar crește și era și înainte destul de pozitivă, din păcate, în unele segmente ale populației. Iar astfel el poate să facă o destabilizare care i-ar veni acum amănușă, cumva mai să piardă un aliat al Uniunii Europene în această regiune, în zona lui de interes. În Moldova, dacă nu greșesc, intră în Ruschimir. Da. Au băgat-o ei. Intră după gândirea lor în Ruschimir. Rușii nu se pot împăca cu ideea că Moldova și alt stat pe care ei cândva l-au ocupat abuziv poate să facă ce vrea. Este imposibil de perceput pentru ei că nu pot să aibă acolo un cuvânt de spus, nu pot să facă cum le zice lor. Este cumva de neconceput că un stat poate fi liber. Peste tot trebuie să își bage. Și ei vorbesc chiar și acum, când mai iese tipa aia, Maria Zaharova, la vorbitor, ea vorbește de pe o poziție de pe care Moldova... De sus, da. Că Moldova nu poate să facă ceva ce îi convine doar ei. Trebuie să facă așa cum îi zice Rusia, cum îi convine Rusiei. Zice, până la urmă, noi nu se ține deloc cont că noi suntem un stat suveran, iar tot ce îndrugă mulți idioți utili de ăștia de-a lui Putin de pe aici, precum Dodon, că noi suntem stat neutru, cam doare undeva pe ruși de neutralitatea noastră și de suveranitatea noastră. Și asta ne demonstrează 30 de ani de independență. Noi astăzi trecem prin cea mai grea perioadă de la independență, cu această inflație galopantă, cu prețuri extrem de mari, toate în mare parte provocate de acest război nedrept pe care îl duce Putin împotriva Ucrainei. Și aș vrea să menționez că nu doar împotriva Ucrainei. Da, e clar, dar bombardamentele, da, victimele acolo sunt. Acolo suferă toată lumea, dar ei suferă acum cel mai mult. Sunt oameni nemulțumiți, inclusiv și dintre cei care anterior votau pentru democrație, erau pentru libertate. S-au majorat prețurile, iar ei ar accepta deja să fim ocupați de Rusia doar pentru prețuri mai mici. Cum se explică această mentalitate? Din păcate, lipsa de informare politică și o minimă cultură generală în sensul ăsta ne cam duce la pierzanie. Adică oriunde în Moldova, dacă te duci astăzi, vei întreba tânăr, bătrân, femeie, bărbat, copil, până o să zică prețurile sunt mari, Maia Sandu nu vrea să se ducă la Putin să negocieze. Asta este credința pe care chiar și televiziunile acestea de propagandă în multe și că emisiuni politice, talk show-uri politice de pe aceste canale, era ideea asta clară că președintele țării trebuie să se ducă să negocieze la direct cu Putin și astfel noi vom obține un preț mai bun. Dar acestor oameni, tuturor care au această credință, eu le zic altceva. În primul rând, Rusia de ce ar fi interesată să vândă gaz, adică principalul lor produs, gazul și petrolul, gaz, petrol, cărbune și oțel, cam pe asta se țineau, și uraniu, le vindeau iranienilor, se ținea economia. Dar de ce ar vrea Rusia să ne vândă nouă gaz mai ieftin? Până la urmă, noi suntem dușmanilor. Da, cam așa au început să se atârne față de noi. Cum ne numesc astăzi, da? Da, noi suntem dușmani de-ai lor. De ce ar vrea ei să ne vândă nouă gaz mai ieftin? Sau hai să spunem, am putea face anumite compromisuri. Dar ce compromisuri? Ce am putea noi să cedăm în fața Rusiei ca să obținem un preț mai ieftin la gaz, astfel încât ei să fie satisfăcuți de noi și să ne dea un preț mai mic? Ce am putea face? Ce ar trebui să facem în viziunea lui Putin? Ar trebui să recunoaștem legitimitatea războiului din Ucraina. Bine, ar spune mulți oameni dintre aceștia. Și probabil să acceptăm o poziție pe care o ia astăzi Lukashenko. Poziția cam astăzi Lukashenko, în fine, nu cred că s-ar duce chiar să atace cu armata din Transnistria, că îi va ieși amar de capul ei ce se întâmplă pe acolo. Și în general, dacă armata rusă care e acolo la dânsă acasă o duce greu, băi, asta care e separată și izolată aici, săracii de ei. Ar trebui să recunoaștem legitimitatea războiului din Ucraina. Bine, am recunoscut-o noi, gata, suntem prietenii lui Putin, suntem ca Lukashenko, am recunoscut, am primit un gaz ieftin. Gazul pe unde vine? În Ucraina. Ucrainenii ar fi de acord să ne tranziteze gazul acesta? Probabil ne-ar pune ei niște taxe mult mai mari, dacă ni le-ar pune, pentru că cel mai probabil nu ni le-ar pune. Și ar avea o poziție... Nu ne-ar permite să tranzităm acest gaz, nu ar permite să tranziteze gazul unui prieten al Rusiei pe teritoriul ei care este atacat zilnic de forțele ruse. Acesta este un aspect, dar al doilea aspect este că am fi luați de sancțiuni, în primul rând sancțiuni internaționale. De o țară cu sancțiuni. Sancțiuni. Noi am fi a doua Belorusia sau o Coree de Nord. În primul rând, toate facilitățile pe care le obținem noi din vest s-ar bloca, am primit sancțiuni, granturile, toate ar fi oprite, fonduri, finanțarea, ajutoarele umanitare, ajutoarele economice, toate chestiile astea s-ar opri. Exporturile noastre n-am mai avea ce să facem cu ele, pentru că oamenii nu ar mai putea să vândă, nu ar mai face nimeni nicio activitate economică, nimeni n-ar mai cultiva nimic, nimeni n-ar mai produce nimic din produsele care astăzi sunt produse și exportate către vest. Și noi nu am mai avea niciun fel de activitate economică, chiar dacă am avea gaz ieftin. Chiar dacă am avea gaz ieftin ca prieten al Rusiei, ruperea relațiilor cu vestul ne-ar băga pe noi pur și simplu într-un faliment instantaneu. Iar prețurile nu că ar crește de cu 34%, cum au crescut, cât e acum nivelul nostru de inflație, dar ar fi inflație cum era pe la sfârșitul anilor 80 prin Iugoslavia, când prețurile astăzi erau de 2 ori mai mari, dar mâine sunt de 3-4 ori mai mari. În cât timp de acum încolo, dacă este stopată toată propaganda, TV-uri, cu internetul e mai greu, propaganda pe internet o să înflorească acum, dar în cât timp, măcar cei de la sate care se informează din TV își vor putea curăța creierul de această propagandă îmbibată încă din URSS. Ce este straniu, cumva, rușii nu prea au făcut nimic bun în ultimul timp. Mă refer la politica Rusiei, la conducerea Rusiei, că numai de potlogării s-au ținut. Păi, ar lua mult timp, pentru că generația aceea sovietizată nu o să o mai schimbi. Probabil deja nepoților, strănepoților probabil deja ar fi generația, ar fi pe teren fertil, dacă ar fi de cuvință să numim așa, păi probabil deja ei ar putea să fie generația care să fie crescută într-o politică mai curată, dar probabil deja atunci totul va fi altfel și foarte schimbat. Lumea se mai schimbă în atâtea generații. Adică, foarte ciudat, dar oameni născuți deja după independență, copii și tineri din familiile rusofone, rusofile, păi umblă cu de-astea, că în Uniunea Sovietică era bine, că trăiau mai bine, că pâinea era 13 copeici. Iarăși mă întorc la astea cu gânditul superficial. Gânditul acesta, așa pe deasupra, nu ne permite să ne facem o concluzie mai clară. Dar dacă stai un pic și te adâncești într-un mic studiu istoric, vezi, da, era pâinea 13 copeici, dar ce salariu primeai? Practic erai pe principiul statul, dădea un salariu de vreo 3 ori mai mic, dar primeai bunurile de la stat un pic mai ieftine. După aia, dacă ne uităm în Uniunea Sovietică, tu nu puteai avea o firmă privată, o proprietate privată. Deci nu puteai să te dezvolți personal. Astăzi poți să-ți faci un business, să aduci niște marfă de undeva din străinătate, să faci o strategie și să vinzi. Sau orice tip, un cabinet stomatologic, o clinică privată, poți să-ți faci. Atunci nu puteai să faci chestia asta. Puteai lucra doar la stat, cu un salariu mizer, dar, într-adevăr, lucrurile erau mai ieftine. Dar dacă ne punem întrebarea, da, era pâinea de 13 copeici, dar cât de des o puteai găsi? Păi totul era un deficit. Pantofi, țesături, haine. Trebuia să stai undeva la 2 ani la rând să-ți iei mașină. Adică astăzi, pentru cineva din tânăra generație, ar fi de conceput că ca să-și ia un telefon să stea 2 ani la coadă, că trebuie să se înscrie, să stea pe listă, trebuie în general, existau foarte multe lipsuri de zi cu zi. Iar conducerea s-a gândit că dacă oamenii trăiesc în această hibă și nu văd că în străinătate se trăia mult, mult mai bine, contrar propagandei oficiale, păi nu știau că se putea trăi altfel. Astăzi, dacă chiar îi întrebi pe bătrânii din ziua de astăzi, păi nu știam că se trăia mai bine, nu știam că se putea trăi altfel. Pentru că nu era raiul pe pământ. Raiul pe pământ, dar pur și simplu nu puteai vedea altfel și nu puteai să-ți închipui că se poate trăi și altfel decât să te duci dimineața să lucrezi pentru stat, să primești o mică bucățică din chestia asta. Uniunea Sovietică a început pe la noi prin anii 40, iar în anii 40 era, să zicem, o altă epocă. Adică existau mult mai puține tehnologii, nivelul general de viață pe tot pământul era unul mult mai greu, oamenii văzuseră, încă nu văzuseră avansul tehnologic ce avea să vină după al doilea război mondial și cum au rămas blocați în această Uniunea lor sovietică, cum spunea recent Voronin că minunata sau frumoasa noastră țară, Uniunea Sovietică, care la 8 decembrie a fost distrusă de 3 bețivani în pădurea aceea din Belarus. Păi, evident că nu și puteau închipui că se poate trăi altfel sau că se poate trăi mai bine. Deci nu puteau fi nemulțumiți. Cât de reală este astăzi o victorie a Ucrainei care ar schimba total viața, inclusiv și a noastră? A ucrainenilor nu mai spun. A europenilor la fel. Victoria Ucrainei este necesară. Este necesară dacă noi mai vrem să ne bucurăm de libertate. Noi am uitat să prețuim libertatea. Chiar foarte mulți din, să mă leg acum de votanții AUR, urlă pe toate modurile posibile, ne mai spunând de șoșoacă care urlă zi de zi în Senat, în Parlament, unde e deputat, că... Credeți-mă, nu numai că voi candida, dar voi fi și președintele României. Trebuie un conducător cu mână de fier care să pună totul la ordine în țară, un conducător ca Putin, un conducător ca Kim Jong-un în Coreea de Nord. Și lumea crede, adică dacă te vei intra astăzi pe niște grupuri de Facebook din România, să zicem, și chestia asta există peste tot, păi da, lumea a uitat cum e să nu ai libertate, a uitat cum este să-ți fie frică să spui ceva, să-ți fie frică să critici conducerea, adică oamenii care critică conducerea, plâng după vremurile apuse de mult, plâng după Ceaușescu, au uitat cum stăteau ei la coadă după mâncare, au uitat cum stăteau ei... Cum ți era frică să comentezi ceva, ți era frică în casa ta ca nu cumva unul din oaspeții tăi să fie un securist. Lumea nu mai prețuiește libertatea, iar fenomenul ăsta există și astăzi. Dacă vrem să mai fim liberi, trebuie să susținem Ucraina, ca ea să câștige, să nu lăsăm Rusia, totalitarismul de astăzi, extremismul la el acasă, să se apropie de Europa, de lumea noastră liberă. Iar Ucraina trebuie ajutată masiv, au nevoie de generatoare, ajutoare umanitare, dar în primul rând armament și armament greu pentru a ține... Și sisteme antirachetă. Sistemele antirachetă sunt necesare în primul rând pentru protejarea populației civile, adică declarațiile acestea ale Mariei Zaharova că Statele Unite urmăresc o escaladare a conflictului prin livrarea de lansatoare Patriot, Soler, pentru armata ucraineană, păi sunt de-a dreptul teroriste. Adică, doamna Zaharova, ce facem? Criticăm decizia Statelor Unite de a livra armament de apărare, pentru că ele îl pui în centrul orașului sau undeva într-un poligon și tu aperi deasupra celor orașului ca să nu vină drone să lovească blocuri, pentru că în orașe nu există infrastructură grea militară. Adică nu există baze de armament sau aerodromuri militare. Sunt puse acolo să protejeze civilii. Iar tu ieși la tribuna Ministerului Rus de Externe și spui că e foarte urât din partea Statelor Unite că livrează armament de protejare a civililor. Cum ar veni, nu-i apărați pe ucraineni, dați-ne voie să-i ucidem. Da, pe principiul ăsta. Victoria Ucrainei este necesară, pentru că altfel vom avea un coridor de legătură cu Transnistria, iar transnistreni, dacă cădea Ucraina, noi cădeam a doua, următoarea zi. Adică noi nu am fi putut organiza rezistența Ucrainei. Poate doar din rândurile unor segmente ale populației, luptă de gherilă, partizani. Dar în rest, o apărare noi nu am fi avut. Poate doar dacă, să zicem, intervenea militar România sau armata NATO, deja, dacă ar fi fost o escaladare mondială. Noi avem mare noroc de Ucraina că ne-a ținut între Rusia, pentru că dacă nu avea să fie Ucraina între noi și Rusia, păi noi de mult am fi fost ocupați. Avem noroc de acest popor dârs care... Dintr-o înghițitură. Dintr-o înghițitură, așa, imediat. Ce să ajungă până la Prut? Adică nu suntem o țară atât de mare și mai ales nu avem scutul necesar. Dar e cumva straniu cum reacționează populația la chestiile astea. Adică propaganda, da, când au fost livrat acel ajutor militar în valoare de $1 milion care din partea țărilor NATO. Erau căști. Pentru Moldova. Da, pentru Moldova. Erau căști și veste antiglonț, undeva un an în urmă. Armament non-letal, armament de apărare. Doamne, ce gălăgie s-au făcut! Sau când au venit acele blindate americane cu geniști, care au venit să efectueze câteva sprijini, să-i ajute pe ai noștri de sprijin, să dezamorseze. Niște erau pentru sprijin, pentru că, da, mai sunt astăzi tot felul de bombe, alerte cu bombe, geniștii noștri trebuie să aibă o pregătire superioară. Doamne, ce gălăgie s-a făcut, adică să nu intrăm în NATO că ne pierdem neutralitatea, păi cui pasă, iarăși ajung la asta, cui pasă de neutralitatea noastră? Și paradoxul moldovenilor este că mulți dintre ei nu văd războiul o problemă a lor. Ei spun că ce avem noi cu războiul din Ucraina? Ce avem noi cu războiul din Ucraina? Trebuie să fim prieteni cu Putin. Adică, iarăși, propaganda de la noi a luat așa o formă că, vedeți, moldovenilor, voi trebuie să fiți prieteni și cu europenii și cu rușii, să fim ca Orban, să mulgem de la două vaci. Păi, este imposibil. Până la urmă, lumea liberă duce un război cu autoritarismul, cu dictatura lui Putin și dictatura în general, pentru că mai are câțiva prieteni de ăștia dictatori, Iran, Coreea de Nord. Păi, nu poți într-un război să fii și de partea unuia și de partea altuia. Pentru că noi nu suntem Elveția să avem un astfel de sistem bine pus la punct de sute de ani. Cunoști deja toate atrocitățile pe care le-au făcut sovieticii cu sute de mii de basarabeni, deportări, foamete organizată și tot așa mai departe. Astăzi, în ce măsură la școală se discută despre ele? La lecțiile de istorie măcar. La lecțiile de istorie, da, se discută. Desigur că se discută, studiul lor se face în principal în clasa nouă, adică în anul în care sunt eu. Dar, da, desigur, este un subiect important, dar eu nu știu pentru câți tineri este important chestia asta. Adică, în general, subiectele de genul sunt ocolite de pe agenda de interes a tineretului, ceea ce este și normal. Puțini sunt cei care ar vrea să se preocupe de astfel de probleme ale trecutului. Însă eu cred că e foarte important să le înțelegem, pentru că ele cumva ne dictează natura neamului nostru, pentru că, cel puțin eu în familie, de când sunt mic, am auzit de fraza poate vin rușii. Pentru că chestia asta ne dictează foarte mult despre trecut. Trecutul nostru cumva ne dictează viitorul nostru. Iar traumele și atrocitățile la care am fost supuși din copilărie și din copilăria poporului nostru, în continuare persistă și ne dictează. Adică printre bătrânei mai ales există tot timpul această frică să nu fii ascultat, să nu fii prins, că va veni cineva, va sparge ușa. Chiar și cunosc că e gluma aia că ai închis toate trei încuietori la ușă, le-am închis. Scaunul l-ai pus? L-am pus. Dar mopul l-ai pus să sprijine ușa? Nu l-am pus. Ce facem? Dormim cu ușa deschisă? În continuare, aceste frici persistă prin rândurile populației, este o problemă serioasă, dar și eu sunt de părere că aceste probleme cumva ar trebui predate mai bine. Adică anul acesta a venit ordin de la minister ca 1 septembrie în toate clasele de a 9-a să înceapă cu o lecție despre războiul de pe Nistru. Pentru că noi uităm că acum 30 de ani noi am fost în război cu Rusia. Iar când ne uităm la refugiații ăștia ucraineni, mai ales că am avut foarte, foarte mulți oameni care îi criticau că uite ce vin aici în țară, ne invadează pe noi, ne creează probleme, stau pe capul nostru. Le recomand acestor oameni să acceseze arhiva personală lui Victor Bucătaru. Ea este publicată pe YouTube și vom vedea acolo moldoveni din satul Coșnița, refugiați exact ca cei care sunt acum din Ucraina. Adică noi am trecut acum 30 de ani prin exact același lucru ca îl trec ucrainenii acum. Oamenii. Am avut și noi refugiați. Am avut, doar că la dânsi într-o proporție mult mai imensă. E clar, da. Da, dar dacă stai să studiezi istoria astăzi, rușii nu s-au schimbat, în cel puțin cum acționează pe câmpul lor. Nu s-au schimbat absolut deloc. Cu același terorism cu care acționau și acum 300 de ani când invadau țările române, cum acționau pe timpul sovieticilor, cum au acționat când s-au întors în 44 și la noi, dar și în Ucraina au aplicat aceeași tactică, i-au privit cu suspiciune pe oameni și după aia, fabricându-le dosare politice, i-au trimis pe toți cu sutele de mii în Siberia. Au organizat acea foamete care cumva este uitată. Adică eu sincer nu înțeleg cum tu astăzi poți să susții cum poți să susții și să te duci la Kremlin să îi susții pe ruși, să le susții interesele în Republica Moldova când te-ai născut în Siberia, din părinți deportați. Este cazul lui doamnei Griceanu. Familia ei a fost deportată și ea e cu rușii. Asta este de neconceput, dar cumva se uită. Cum poate să ajungă la urechea oamenilor istoria reală a noastră, să fie cumva combătută istoria cea schimonosită din epoca sovietică? Sovietici, istoria începe din școală. Totul începe din școală. Dar n-aș spune că avem neapărat o problemă cu istoria din școală. Asta, desigur, o spun eu. Astăzi măcar îmi place. Se învață. Dar poate pentru alți elevi este complicată și modul în care este predată reprezintă o problemă, pentru că putem spune că sistemul nostru educațional folosește strategii învechite pentru studiul istoric. Iar istoria în școală, pot spune că este predată destul de superficial. Vedem că de la an, manualele se simplifică în acest sens. Iar da, asta este desigur o chestie bună pentru că ușurează curicula și este mai ușor pentru elevi, dar aș spune că istoria nu este acel subiect ce poate fi minimizat sau superficial, într-o măsură așa, pe deasupra. 30 octombrie 2015, cea mai neagră zi din viața României de după Revoluția din 89, are loc incendiul din clubul Colectiv, soldat cu moartea 65 de oameni, sute de răniți. Printre cei decedați era și tatăl tău. Îmi aduc aminte de cele momente destul de neplăcute, foarte neplăcute. Ce vârstă aveai? Aveam vârsta de 8 ani atunci, nu de mult împliniți. Iar sigur țin minte foarte bine. Țineam minte, știam că eram la sfârșitul vacanței de toamnă. Atunci nu fusesem la București, pentru că practic în fiecare vacanță noi mergeam la București să vizităm pe bunici, adică până la urmă jumătate din familia mea e acolo. Originile mele sunt acolo. Eu însă și am născut la București, am trăit acolo multă vreme, dar nu fusesem mai devreme în luna septembrie pentru un weekend. Și nu am fost atunci în vacanța de toamnă. Iar plănuiam să ne ducem sau ne gândeam, tata se gândea să vină la noi în ultimele zile să ne viziteze, dar nu s-a mai întâmplat pentru că avea loc concertul de lansare de album al trupei Goodbye to Gravity. La Colectiv. La Colectiv, iar mi-erau cunoscuți cu tata, iar asta era profesia lui de cameraman. Tatăl tău filma acolo. Da, el a fost să filmeze evenimentul. Ai noștri știau de chestia asta, dar cel puțin câteva zile nu ne-au spus. După ce am aflat că starea lui este foarte gravă, ne-am dus, a doua zi era, ne-am dus la școală, iar undeva mai devreme de program, țin minte, a venit bunica să mă ia. N-a zis absolut nimic. Eu eram fericit că plec de la școală, dar atmosfera era într-adevăr foarte tensionantă. Ne-am urcat în mașină, bunicul, eu, fratele meu. Bunica a rămas să aibă grijă de gospodărie acasă, iar și-a venit și mama. Plecat la București, am ajuns în 5 ore și jumătate. E record, pentru niciodată n-am mai ajuns atât de repede la București. Nu ne-au spus deodată. Ne-am oprit la noi acasă. Undeva peste o zi, două, ne-au zis că tata este la spital, că a avut arsuri, dar ne-a zis că s-a ars doar pe mâini și pe picioare. Eu credeam că noi o să ne ducem la el la spital, o să vorbim cu el, o să fie totul bine, dar era în stare de inconștiență. Am ajuns acolo în fața spitalului de Arș din România și aș vrea să spun că și atunci știam chestia asta. Spitalul de Arș din România se afla dar se află și acum într-o stare mizerabilă, pur și simplu. Chiar dacă România este țară membră UE, o țară mult mai dezvoltată, secția de arși pentru arsuri a spitalului este mult mai prost dotată decât cea din Republica Moldova, o țară de 7 ori mai săracă. Atunci am aflat că cei care au arsuri foarte puternice trebuie să stea în așa numitele căzi cu argint. Este greu să-ți imaginezi cum arată așa ceva, probabil ar trebui pusă o fotografie. Sunt fel de dispozitive care au în interior un rezervor cu apă, cu argint. Știm că argintul are proprietăți de a dezinfecta. Păi aceștia sunt ținuți acolo ca ei să nu se îmbolnăvească de septicemie, adică să nu fie infestați, suprainfestați cu microbi. Păi spitalul de arși, secția de arși din București avea o singură astfel de cadă. Mai existau și prin alte spitale, dar o săptămână cât am mai fost. Atunci, fiecare zi am stat atunci în fața spitalului, erau acolo toți prietenii, foștii colegi de trupă a tatei, foarte multe celebrități care aveau rude sau prieteni. Atunci m-am întâlnit prima dată cu Cabral, renumitul prezentator TV din România. Era o atmosferă foarte tensionată și știrile se țineau lanț, adică mureau pe capete. Mureau în spital. Vreo 20-30 de tineri au murit atunci în seara aceea. În spital? Atunci în seara aceea, când a avut loc incendiu. Drept în Colectiv. Din câte am aflat din supraviețuitori și cei care au fost împreună cu el, tata se afla chiar lângă stâlpul acela, avea platforma de camera, chiar lângă stâlpul care s-a aprins. Vinovatul principal au fost patronii clubului care nu s-au asigurat și firma de pirotehniști, pentru că artificiile aveau proprietatea de a arde, de a face scântei. Artificiile sunt în general o chestie foarte periculoasă, foarte poluantă, în încăpere nu se care ar trebui interzise de tot. Dar există artificii de interior care sunt făcute așa că ele să facă doar lumină. Dar acestea au fost artificii necorespunzătoare, care poate nu ar fi fost atât de periculoase dacă clubul nu ar fi era o fostă fabrică, era o fostă hală a unei fabrici de pantofi. O chestie gigantică, care era pusă peste tot cu burete. Burete de acestea care... Pentru sunet. Dar nu văd pe aici în studio, dar burete de izolare fonică. Negru era. Și el se aprinde ușor și pe lângă că arde, face un fum gros, insuportabil, care rănește foarte tare plămânii și afectează în primul rând traheea și apoi se duce în plămâni. Păi în nebunia aceea de club, din imaginile care le avem atunci, erau sute de oameni, iar o singură intrare, o ușiță, în care nici măcar nu era foarte mare, geamurile, pentru că fosta hală avea și niște geamuri destul de mari, erau acoperite și închise. Iar ieșirea de urgență din cealaltă parte a clubului era ferecată cu lanțuri și lacăte. S-a îmbulzit toată lumea să iasă. Martorii povesteau și atunci că au nimerit cumva într-un munte de oameni, erau trași afară de cei care au reușit să iasă, însă buretele acesta care se afla pe pod a și căzut peste oamenii din și ardea. Oamenii ardeau de viu pentru că le lua foc părul, apoi li se topea hainele, pielea. Plus la asta și fumul. Asta a fost una din marile probleme, pentru că acest fum, camera având un aer și așa izolat de la atâta lume care se afla la concerte, i-a rănit în primul rând. Adică asta a fost marea problemă tuturor, pentru că le-a ars traheea. Din câte am înțeles, tata a fost din primele persoane care a fost scoasă, dar el a fost printre cei mai afectați. Toți au fost atunci foarte supărați, au fost un val de nemulțumire din cauza modului cum a funcționat serviciul de ambulanță condus de Raheda Arafat. Venit prea puține ambulanțe, mulți au rămas pur și simplu așa în stradă. Le-a fost acordat ajutorul de către trecători, au fost duși de prieteni sau de oameni aleatoriu la spital cu mașina. Asta nu este normal, pentru că trebuie să existe oarecare condiții ca rănile acestea să nu se infecteze instantaneu, pentru că surile se pot infecta foarte ușor, mai ales în ce era atunci. În fine, mulți au murit atunci, vreo 20-30 de tineri au murit în acea seară. Nu știu să vă spun acum numărul exact, dar... Restul, până la 65, au murit în spital. Au murit în spital din cauza supra-solicitării. Aici a fost o nemulțumire de sistem, de atunci și a căzut guvernul Ponta, da. Conducerea PSD, din cauza că ministrul sănătății din acea perioadă, nici nu o să vreau să îmi amintesc despre el. A existat un sprijin internațional imens pentru cauza României de atunci, pentru năpasta pe care o pățise România. O grămadă de țări, Austria, Germania, Franța, țări din Uniunea Europeană, chiar și Israelul care are un sistem medical formidabil, au oferit sprijin și susținere pentru arși de acolo. Au zis, dați-ne să-i tratăm noi, dacă voi nu aveți condiții. Probabil pe un criteriu politic și să arate că ei sunt în stare și că nu cedează, adică o să se ocupe ei de această problemă, că ei sunt în stare. Nu prea i-au trimis prin străinătate. Cel puțin în primă fază i-au ținut pe loc, iar asta a fost o mare greșeală. A fost o mare greșeală, a fost o crimă. A fost o crimă adevărată. Pentru că România, cum nu avea atunci și nu are nici acum condițiile pentru un asemenea accident groaznic. În sensul că dotările foarte slabe din spitale, ca să înțelegeți, oamenii ăștia cu arsuri, dacă ne-am ars odată pe tigaie și am văzut cum arată arsura, este acea bulă galbenă de limfă oribilă, pe ei erau plini de astfel de arsuri care, pe lângă aceasta, erau și sparte și s-au infectat instantaneu. Erau puși pe paturi de sârmă, pe paturi obișnuite de spital, câte 6-8 persoane într-un salon, pentru că astea erau posibilitățile. Chiar au fost și mai mult umplute. Mulți dintre ei chiar au făcut și viermi din cauza lipsei de dezinfectanți calitativi și a fost și un proces cu compania de distribuție. Asta a fost, într-adevăr, o chestie, pentru că, într-adevăr, spitalele românești erau foarte prost. Directorul acestei companii farmaceutice s-a sinucis ulterior. Asta deja, cu chestiile astea deja nu sunt la curent, dar noi atunci știam că ar să fie foarte rău. Nu credeam că el va muri, dar știam că nu o să fie bine și că trebuie să-l ducem în străinătate. Dar costurile pentru asta erau foarte mari, undeva la 75.000 de euro. Trebuiau să fie pe loc și foarte repede. Foarte repede. Foarte repede, pentru că în 2-3 zile deja începea procesul de infectare. Deja eram la timpul ăsta. Eram în fața spitalului și nu știam ce să facem. Sprijinul și posibilă scăpare a venit parcă din nicăieri. A apărut Gigi Becali. El a plătit un avion medical pe care să-l ia pe tata și să-l ducă în Israel. Doar pe dânsul? Sau pe mai mulți? Nu știu. Pe el... Știu că asta era ziua de joi. Pe o tânără, Teodora, care tot era fotograf, au luat-o în aceeași zi în străinătate, dar ea s-a fost mutată, dacă nu greșesc, tot undeva în străinătate. Ea a murit, chiar înainte de tata. Ziua aceea de joi a venit ambulanța, noi eram cu speranțe foarte mari că îl vor duce în străinătate, că va fi bine, că se va trata, însă o chestie care nouă copiilor, că eram și eu și fratele. Eu aveam 8 ani, fratele avea 10-11 ani. Eram foarte mici. Nu mi s-a spus că a venit ambulanța, a scos-o întâi pe Teodora și când să-l scoată pe tata, nu l-au mai scos. Era ziua de joi. Concertul avusese loc vineri sau sâmbătă, trecuseră deja 4-5 zile, era deja gata. Septicemia intrase, infecția deja progresa, era de neoprit. Pacient intransportabil. Totul a fost în zadar. Și n-au mai fost transportați? Nu. N-au mai fost transportați, deja cam totul era clar. Deși noi am sperat până în ultima zi, îl țin minte pe doctorul Tatei Bogdan îl chema, tinerel. Cum a ieșit și vorbea cu mama. Ce să... Noi eram la școală, ne-a luat de la școală brusc, trebuia să ajungem și acasă. Cât va mai dura totul, ne-a zis, așteptați până sâmbătă. Sâmbătă la ora 7 dimineața, tata s-a stins. 6:40 și ora 7, tata s-a stins la spital. Chiar dacă avusese undeva cu 2-3 zile o perioadă mai bună înainte, când se dea semne că el începe să își revină, infecția a predominat, adică el avea undeva la 75 din trahee arsă. Infecția a intrat în corp și deja a fost prea târziu pentru tot. Noi nu am aflat în acea zi, noi am aflat abia duminică. În ziua aceea am fost la niște prieteni din copilărie, pentru că noi trăisem înainte la București și duminică deja ne-au spus, a fost foarte greu. A fost înmormântarea cu sicriul închis. A fost această condiție. Desigur, a fost destul de marcant, însă cumva perioada aceasta cât am stat separat de tata, pentru că tata locuia la București, când noi deja ne mutasem la Chișinău cu mama, păi cumva ne-a făcut să trecem mai ușor. Adică, desigur, traumele au fost și pe moment și ne-am revenit destul de greu, eu mai ușor decât restul familiei, pentru că eram mai mic, dar deja cu timpul au început să iasă multe dintre cicatrici la suprafață, însă cu ajutorul familiei și prin tărie de caracter am reușit să le depășim. Abia în 2022 au fost făcute câteva condamnări, adică anul acesta, prin mai. Persoanele condamnate au fost obligate să achite daune morale și materiale de peste 50 de milioane de euro către victime. Familia voastră a primit ceva? În primul rând, de unde să plătească acești oameni? Ei sunt niște persoane fizice până la urmă. Nu sunt niște bogătași cei care au făcut chestia asta, nu niște mafioți. În afară de Piedone, primarul sectorului 4. Dar nu aveau de unde să plătească acești oameni aceste daune. Le-a plătit statul român. A plătit aceste 50 de milioane? Statul român. Desigur, întârzieri foarte mult a durat judecata Colectiv. Dar până la urmă s-a ajuns la un consens final. Vor fi fost plătite daune, dar competența de care a dat dovadă statul român a fost ca un test, un examen picat, unde a arătat foarte multe din slăbiciunile sistemului și nu doar a sistemului medical, dar în general a cum a funcționat și cum a reacționat statul român în această situație. Și-a dat toată rama pe față, a dat dovadă că nu este pregătit. Dar măcar de la statul român v-au venit acești bani care vi se cuvin? Au venit, dar mai bine statul își făcea treaba și tata ar fi fost acum cu noi. E clar, da. Astăzi, în ce măsură urmărești ce se întâmplă în România? Desigur, mă interesează foarte mult. Totuși, eu am un trecut acolo, am origini de acolo. Până la urmă, sunt tot român. Tatăl tău este bucureștean? Tatăl meu este bucureștean, avem rădăcini oltenești adânci, adică suntem de acolo, pe partea asta. Dar și de aici, din Basarabia, tot strămoșii mei sunt români. Adică sunt, din toate punctele de vedere, români jet pe jet, cum s-ar spune. Urmăresc foarte mult ce se întâmplă în România și desigur că foarte mult pentru mine contează. Mă îngrijorează multe din ce se întâmplă acolo. Adică ascensiunea partidului AUR este ceva de neconceput pentru mine. Este ca un fel de parazit pentru țara mea. Dar mă bucură împământenirea și împietrirea alianțelor României cu Vestul, cu Statele Unite, cu NATO, cu Uniunea Europeană. Mă bucură că aceste organizații devin tot mai prezente și mult mai puternice în România, căci, din păcate, nu toți, dar încep să capete un nivel de credibilitate mai mare, oamenii încep să fie mai încrezuți în instituțiile europene, dar mă bucură cel mai mult faptul că avem în apropierea noastră România, țara noastră, pe care ne putem baza oricând. Dacă n-ar fi fost România, noi eram de mult înghițiți de cineva. Nici în perioada pandemică n-am fi putut rezista. Dar niciodată n-am fi rezistat. Nici acum cu energia electrică. Noi am și pierdut multe ocazii pe care ni le-a oferit România. Adică, dacă n-am fi avut atâtea guvernări pro-ruse la Chișinău, atâți frumoșei, Voronin, Dodon, Sangheli și mulți alții de Tarlev și Greceanu, am avut prea mulți proruși la Chișinău. Cumva de neconceput. Noi am vrut să ne rupem de Rusia, ne-am căpătat suveranitatea și cumva nu scap de ei. Boală grea cu Rusia. Dar acest partid AUR este asociat cu Rusia, da, cu declarații antisemite și multe alte scandaluri. El crește în ultima perioadă în sondaje pentru că se bagă propagandă la greu. Facebook-ul este plin cu propagandă, TikTok-ul la fel, mai nou, YouTube-ul și multe alte rețele. Uitați, care ar fi soarta României cu acest partid la putere? Trebuie să facem totul ca acest partid să nu ajungă la putere. Niciodată. Pentru că el este clar susținut de Rusia. Avem noi problemele noastre aici, Republica Moldova, cu rușii. Dar măcar să nu ajungă și mai departe, să nu se infiltreze cumva în țara noastră, în România. Pentru că nu au ce căuta acolo. Adică România nu mai trebuie să finanțeze, nici măcar cu 1 leu, guvernul de la Chișinău. Nu facem decât să finanțăm separatism antiromânesc. Partidul AUR, declarația lui George Simion, nu mai susțineți guvernul pro-european de la Chișinău, căci susțineți separatismul antiromânesc. Cumva formula asta de naționalism unionist, pentru că în România marea parte a populației este unionistă, își dorește înapoi unirea cu Basarabia, cu noi, cu Republica Moldova, Bucovina, teritoriile istorice românești. Păi este neconceput ca acest partid să ajungă la putere. Este important ca procurorii de acolo să îl demaște, să demaște finanțarea ilegală pe care o are acest partid și să demonstreze rolul pe care îl joacă aceștia de trompete clopne ai Moscovei în România, de portavoci, hai să le spunem, al lui Putin în România. Declarația de... Ei sunt în general partidul acela asemănător legionarilor, care este împotriva tuturor, împotriva la tot. Din păcate, România are o parte a societății care, un strat destul de gros al societății de oameni care și-au pierdut locul de muncă, oameni care sunt nemulțumiți de puterea actuală, pentru că totuși România este o țară mare, cu multe probleme, cu multe domenii de activitate, care este greu de guvernat, mai ales că este destul de diferită, are preferințe diferite. Adesea a fost instabil politică din cauza preferințelor diferite și partidelor care se succedau la guvernare. A fost tot timpul principiul ăsta de cine dă jos pe cine, care este și mai evident la noi în Republica Moldova, dar oamenii nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, oamenii care nu-și mai găseau locul, care au trecut greu prin această reformă de la sistemul economiei planificate la economia de piață, își găsesc cumva astăzi rost în rândurile Partidului AUR. Și de asta și crește. Și de asta și crește, pentru că au de unde. Pentru că, ca și la noi, România a avut foarte multe guvernări defectuoase, guvernări care au dat greș. Când lumea începe să-și pierdă încrederea în toți, începe să se alieze acestor populiști de 3 lei care nu au nicio strategie, nicio ideologie, cum s-ar spune, nu au niciun Dumnezeu, dau cu zvârlă, cu mizerie în toți, nu mai știi de unde să o iei. Republica Moldova se alăture lui Șor, portavocea rușilor aici. România se alătură lui AUR, portavocea lui Putin de acolo. Adică Rusia mizează pe acest segment nemulțumit al populației. Un scenariu sumbru, pe acest segment nemulțumit al populației, pompând bani la greu în propagandă, cu diferite strategii în dependență de populația de acolo, astfel mascându-și propaganda, și așa Rusia încearcă să-și capete, să-și mai pună odată un picior în Balcani, să-și dezvolte influența aici. Unirea, cum o facem și când ar fi posibil asta? Unirea noi o să o facem, unirea ar putea fi făcută în diferite condiții. În primul rând, unirea era ideal dacă se realiza atunci, în anul 1990, când am scăpat de ruși, exista voință pe de o altă parte, exista acel sentiment, această frenezie, această energie de afirmare națională, afirmarea identității naționale. Însă nu a avut loc din cauza că politicienii de la moldoveni au descoperit că pot avea funcții aici, că pot fi președinți, prim-miniștri, miniștri. De ce să-și cedeze ei funcțiile pentru a avea, poate în cel mai bun caz, un simplu loc în Parlamentul României? Mari, așa că nu s-a mai realizat. Și e foarte puțin probabil că rapid se va întâmpla. Nimeni nu va vrea să-și cedeze funcția din oficialii statului, din puterea politică, dar cumva și diferențele între cele două regiuni s-au împământenit foarte tare. Dacă România s-a dezvoltat foarte mult, a crescut PIB-ul, a crescut economia, produsul intern brut, Republica Moldova a crescut, dar mult mai puțin. Așa că astăzi ar fi o diferență catastrofală între cele două maluri de prud, iar ar trebui să existe o cârmuire, o conducere foarte puternică, dar acest lucru se poate realiza doar în cazul în care există voința politică. Voință politică. Voință politică, asta e în primul rând. Practic, asta și este problema. Voință politică de la București și de la Chișinău. Restul se rezolvă treptat. Voința politică de la București este, poate să fie, doar că clasa actuală nu vorbește despre asta. Nu vorbește despre asta pentru că există oricum foarte multe probleme. Istoria ne-a arătat că trebuie să se întâmple, că nu putem altfel. Că Republica Moldova, atunci în anul 1918, când Republica Democrată Moldovenească și-a declarat independența în vremuri foarte tulburi, mai tulburi decât cele care se întâmplă acum, decât cele de acum, clasa politică a moldovenească și-a dat seama că această țărișoară este prea slabă ca să existe. Așa și Republica Moldova. Republica Moldova este încă mai mică decât acest teritoriu. Nu avem nici măcar accesul pe care îl aveam la mare cândva. Este și mai slabă. Adică noi nu putem exista atât de ușor fără un sprijin enorm. Adică noi oarecum și suntem uniți cu România pentru că avem o finanțare și un suport extraordinar din partea statului român. Doar că uniți ar fi deja altceva, pentru că ar fi alte autorități care le-ar pune în practică. Da. Și pe final, spune 3 lucruri pe care le poate face fiecare om pentru a avea noi toți o lume mai bună. Să fie conștient și să țină seama de acțiunile sale. Adică să nu uităm că o altă problemă care predomină. Noi am vorbit acum mai mult despre problemele țării și problemele geopolitice la nivel internațional și regional. Dar omenirea se mai confruntă și cu alte probleme. Pe lângă TikTok mai există și poluare, defrișare, lipsa de apă și o grămadă de alte probleme ce se dezvoltă odată cu lumea modernă. Păi fiecare persoană ar trebui să-și dea seama că lasă telefonul pornit. Asta duce la un consum ridicat de energie, mai mare de energie electrică. Energia aceasta electrică este obținută din gaz, combustibil fosil care este ars pentru a se obține acest electric, curent electric. Gazul este extras de undeva din pământ și tot acest proces poluează. Extracția este un proces foarte costisitor și foarte poluant. După asta, combustibilul fosil ars produce dioxid de carbon, care este un gaz cu efect de seră, care crește încălzirea la nivel global, pentru că multe din plăcerile acestea ale lumii moderne, cum sunt făcute fără dezmăți, aduc cumva la poluarea în masă a planetei. Ok. Asta este unul. 2. Să nu judece o persoană care se află într-un impas. Este deja un lucru pe care l-am spus pe parcursul acestui reportaj. Moldovenii care îi judecă acum pe ucrainenii care se refugiază din calea războiului, care nu le intră în situație și nu își dau seama că și ei pot fi foarte ușor La fel, cum zis, cazul refugiaților moldoveni din Transnistria în timpul războiului. Și trei? Și un al treilea, nu te costă nimic să faci un lucru bun, pentru că faptă făcută cu bună intenție îți poate aduce mult mai multă satisfacție decât dacă ai trece peste ea, însă și un lucru micuț pe care l-ai face, adică, nu știu, ai ajutat pe un bătrân să găsească o farmacie sau ai găsit un cățeluș abandonat pe stradă și l-ai ajutat să ajungă la stăpânul lui prin diferite metode, este cumva o plăcere și o satisfacție umană greu de egalată. Mersi mult pentru interviu. Succes!